Început de dimineață cu expoziție foto și un workshop de lectură, am continuat cu tururi de oraș și ne-am delectat cu o degustare de produse tradiționale. Mâine, de la ora 10, vă așteptăm cu copiii în Parcul Mihai Eminescu, iar de la 17 vom reveni pe scenă cu un spectacol de dansuri și cântece tradiționale, aparținând etnicilor lipoveni, greci, maghiari, romi, dar și români. Tot mâine, de la ora 18, vă așteptăm la Casa Tineretului pentru o întâlnire cu actorii Teatrului Mihai Eminescu, ce vor pune în scenă piesa Strunga dintre moarte și viață, în regia lui Florin Chervochian, activitate realizată în colaborare cu Uniunea Armenilor din România și cu Asociația Pro-Urban. Intrarea va fi liberă. Seara de duminică va începe cu proiecția filmului documentar ce prezintă istoria etniilor, urmat de un concert în cadrul căruia vor evolua Miruna Buză, reprezentanta Botoșanului la show-ul X-Factor, Nicole Sherry Emband, revelația muzicii pop și reggae din România, Iana Novac, solistă pop și pop-opera din Chișinău, fostă componentă a trupei Asia, Mediana Vlad, solistă pop și pop-opera, vocea studiourilor Walt Disney în România, Dio Symphonic Pop-Rock Orchestra, dirijor Tiberiu Oprea. Programul complet poate fi consultat pe afișele festivalului și pe pagina de Facebook Diversitate Multiculturală. Credem că v-am oferit suficiente motive pentru a rămâne alături de noi și în zilele care urmează.